uite, ia. Uite, uite țeava de eșapament. De 200 de mii de mile. Salut! Eu sunt Masaro și astăzi vreau să vă spun cât costă întreținerea la Volvo XC90 și anume schimbul de ulei și de filtre. Pentru asta trebuie să mergem la service și vă spun imediat de ce. Prietenii și cei care mă cunosc o să mă întrebe de ce merg la service, pentru că eu am și diplomă de mecanic, mecanic motoare termice, și aș putea să schimb uleiul și filtrele aici, în fața casei. Dar, una la mână, dacă mă văd vecinii că schimb uleiul în fața casei, cred că mă expulzează din sat. Și merg la service să schimb uleiul, pentru că atunci când mergi la un specialist, la un service, poți să ridici mașina pe elevator, poți să verifici și alte piese, alte consumabile ale mașinii, nu doar uleiul și filtrele. În același timp, primești și o ștampilă pe cartea service a mașinii. Acea ștampilă, de multe ori, îi crește valoarea la revânzare a mașinii. Pentru că omul te întreabă, ok, dar are consumabilele schimbate, are serviciul, uleiul, distribuția schimbată, tu ce-i spui? Da, le-am schimbat eu. Cu ce demonstrezi? Așa îi arăți frumos ștampiluța, facturile și mașina la revânzare își păstrează valoarea sau poate are o valoare mai crescută decât alte mașini. Despre ce mașină este vorba? Este vorba despre un Volvo XC90, 7 locuri, 186 de cai din 2006. Dar despre piese vorbim la service. Sunt deja în întârziere. Ia uite, e ora 8:47, 8:50 și eu la 9 trebuie să fiu acolo. Mașina are 200.000 de mile. Asta înseamnă 320.000 de kilometri. Nu uita să apeși butonul de like, nu uita să te abonezi canalului, pentru că vreau să fac și un video următor despre ce îmi place și ce nu îmi place la mașină. De ce am cumpărat Volvo XC90 și ce nu îmi place la Volvo XC90 și de ce nu o să mai cumpăr. Așa că hai la service. E o dimineață foarte mișto afară, vreme englezească cu ceață. Mă bucur oricum că nu plouă, pentru că de la începutul anului parcă a plouat așa în fiecare zi. V-am spus, suntem pe viteză, așa că ne vedem de la service. Gata, am ajuns la service fix la ora 9, 10 minute mi-a luat sau cât mi-a luat să ajung, dar cred că Ștefan, pentru că așa îl cheamă pe mecanic, nu s-a trezit încă. Hai să vedem. Ștefan. Nu s-a trezit încă Ștefan. Trebuie să mai așteptăm un pic. Haide. E lacătul pe ușă. Asta e. Îl așteptăm pe Ștefan. E sâmbătă și de, lumea și se relaxează, doarme un pic mai mult, dar îl așteptăm să vină și vă arăt și cum arată un service românesc aici în Anglia. Știu, eu am zis că să-i dau o antifonare. Ha?
Eu am zis că să-i dau antifonare atunci, dar ai zis tu, las-o că n-am timp, n-aveai nici tu timp și nici chef de mine. Tu mi-ai zis să-i dau, după aia când am zis eu... Trebuie dat acum, nu era așa rău, dar da. Acum cred că a început să ia și strapsul și a început să chinească. A. Conducte, vezi, încep să rucinească. Da. Joints. Păi știu, când ai... Bine. Când ai tu timp, când îi dăm... Când ai motivul ăsta? În... aprilie, parcă. Aprilie, înainte de emotiv, o săptămână, înainte să expire emotivul, da. Îi aduci, o dau cu wax oil și urmă o bagă la emotiv direct. Aha, am înțeles. O pute pe aici, îi dă că o vezi că se exfolieze. Aha, îi da, 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 păi trebuie antifonă. Care elimină rugina afară. Rugină. Aha. Îi dăm pe tot, pe unde are, pe punte, pe unde are la chetul, da, unde are da, rugină. Păi are... Urmă îi dăm cu... Urmă-i de cu axolul, că dacă îi dăm tine, îi dăm, o antifonăm ca lumea pe dedesubt, o facem gigea. E păcat de ea, că știi, asta e boala lor în Anglia. Asta singurul lucru ce vezi tu, uite aici. Da, e rugină. Și aici, de obicei. Reclamă la filtre, dar doar de astea am avut bani. Ce vreau să vă spun, filtrul de motorină e aici, la sub roata din spate, uite-l. Acolo e filtrul de motorină, roata din spate, dreapta. E un pic complicat de ajuns la el și de desfăcut, dar îl desfacem imediat. Ne băgăm la filtru de motorină acum. E o cheie specială acolo care intră la filtru și cu o cătare specială. Tu l-ai strâns ultima oară, tot tu l-ai strâns. Tot tu l-ai strâns. Dacă înjuri pe cineva, să știi de cine zici. Să nu ți intre pe sub mânecă. Cam un domn acolo, ușor în ele așa. Băi, Ștefane, tu îmi golești o rezervorul aici, a? Cât are în el. Cât are în el. Da. Ia, 600 grame. Și după aia se amorsează când îi pui contact. Electric, are pompă electrică. Da. Ia uite, ăsta e filtrul de motorină, tăciune. Tăciune, motorină, ia uite. Aici e negru, e negru-negru. Negru, da, e motorină. Și uite diferență. Unul nou și unul folosit. Are joc în? Nu în track roden, în casetă. A, în caseta de direcție. Joncțiunea dintre... Nu, în capul de, capul de bară, cum ar veni. Link se numește, între caseta de direcție și capul de bară. Ia mai mișcă. Pune mâna aici. Da, păi se aude, ce? Nu. Uite, vezi, de-aia vin eu la mecanic să schimb uleiul, că este verificată toată mașina și așa ar trebui să faceți și voi. Normal, asta are undeva la 8, cred că 16 bucși. Opa. Doar pe spate. Doar pe spate. Chiar așa. 1, 2, 3, 4, da? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 și un link. 10 pe parte. 10 pe parte. 10 pe parte și 10 pe parte. 20 de bucși, no, pe 10, spate. 11, 12. Am zis eu bine. 12 bucși. 12 bucși pe parte. Da. Și cu 12, 24. Da.
Am schimbat, nu mai știu câte am schimbat din ele, tu le-ai schimbat, dar nu mai știu cum a fost. Da. Groabele, una, două, trei și cu... Aia, de asta. Și... Parcă. Nu aia, nu. Asta, asta. A, da, da, da. Da, cu șuruburi, cu tot și asta mi se pare. Am schimbat vreo 4, 5 cu părți. Tot ce ai ținut de brațul, da. Poți să reglezi direcția. Da, da, da. Tot ce-a cauciucului. Deci până acum am descoperit rugină foarte multă sub mașină, trebuie să vin cu ea să o antifoneze Ștefan. Are o soluție specială care trebuie dată și antifonată. Joc în capul de bară și un plumb s-a dezlipit care va fi reparat acum. Asta până să lăsăm mașina jos să ne uităm la motor. Urmează să ne uităm și la motor, să schimbăm uleiul și filtrele, că nu le-am schimbat. Știi ce mă minunează pe mine, Ștefan? Deci mașina asta are 200.000 de kilometri, da? Mă, are 200.000 de kilometri, ia! Uite, uite țeava de eșapament. De 200.000 de mile, pardon, 300.000 de kilometri. Da, da, euro, cât e asta? Euro... Euro 4! Da. Euro 4, uite țeava de eșapament la 300.000 de kilometri. Care e șmecheria? Care e șmecheria? Servisul la timp. Servisul la timp, a? Deci eu n-am văzut țeavă de eșapament la 300.000 de kilometri mai curată decât asta. Maintenanța mașinii, aia îi explică. Deci schimbul de ulei la timp, schimbul de filtre la timp. Asta e toată șmecheria. Aici, Yamaha. Yamaha. Este o problemă. Ia, ce problemă? Yamaha care face? Deja. Apa, s-a rupt? Mi-ai rupt, dar e sărită. Aaaa. Și mergea clapetele cum vrea ele. Păi da. E aia care am schimbat-o noi când am luat eu mașina. Da. Știi? Hai, ăla e Shrill Flaps-ul care activează clapetele de aer, care îi dă aer la motor, nu? Da. Păi da, dar trebuie să o accelerez eu ca să se ducă nu. Pe... Nu trebuie. Se ține pe zero, se setează pe zero. Da? Standard, da. Asta e boala motoarelor ăstora de... Nu mai stă, a? Da. Acum e la locul ei, am băgat-o la locul ei. Uh-huh. Da. Dar trebuie să iei că... Dacă a aruncat afară, de știu că o aruncă când dă rateu. Da. Ce rateu? Unde e? A, asta. Shrill flaps-ul ăsta. Da. Aia e buba motoarelor de Volvo. Ăla... Clapetele care deschide... Cum se cheamă? Zim tu cum se cheamă. Clapetele de admisie. Deci aia deschide clapetele de admisie pe galerie și îi dă mai mult aer sau mai puțin aer în funcție de cum accelerezi. Da, și asta e, am schimbat-o noi odată, dacă ții minte, chiar când am cumpărat mașina, da, avea 140.000 de mile și acum are 200.000. Până una alta, filtrul de, ăsta e filtrul de ulei, ușor accesibil aici. Îl vezi diferența, el începe să strânge pe... Ăsta e filtrul de ulei. Da. A, și zici că atunci când e murdar și când are prea multe mile, se strânge și se strânge pe țevușca aia, da, pe suportul ăla lui. Da. Am înțeles. Nu are, e în kilometri. Știi la câți kilometri se schimbă uleiul la Volvo XC90? La 30.000 de kilometri sau la 16.000 de mile se schimbă. E așa zic. Nu știu de ce mănâncă antigel așa mult. Eu am zis că are problemă la pompă sau se evaporă. Se evaporă, semne. Se evaporă, a? Trebuie al capac. Ia până, da? Ca o să cumpere al capac. Mm. Nu glumesc. Asta semne că se evaporă. Da, 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 da. Și pentru că nu închide ermetic, că nu închide ermetic. Se evaporă. Păi și el oricum e 50-50. E 50 antigel, 50 apă. Da, dar s-a setat pentru România. A? S-a setat atunci pentru România. Da? L-am setat pentru 1025 de grade. Da, 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 a. Da. Dacă înțeleg. În Europa e mai frig. Înțeleg.
Vezi ce înseamnă să vii la service de proprietar român? Uite cum îți completează toate lichidele, un service care se respectă, nu așa orice ce service. Nu trebuie montare, dar trebuie. Și la ce? E cald, power steering fluid. Da. Avantaje și dezavantaje. Intră mai mult cu 2 litri de ulei, da. Dar e și motorul mare, e de 2,5. Ce vrei să-i faci? Normal să ia atât de mult. Sunt și long life uleiuri. Da. Deci pentru la BMW-ul ăla al meu care l-am avut la șeptar, ăla avea long life, 70.000 de mile n-ai schimbat uleiul la el. Da, oricum îl schimbi tu. Nu-l schimba. În funcție de regimul de condus, nu. Până la urmă, știi? Nici în funcție de regimul de 70.000 de mile, primul service. S-a costat 1.450 de lire. Un service. Toate filtrurile de carbon. Da. Nu glumesc. Filtrul de benzină, filtrul de ale, filtrul de aer la fel, filtrul de ulei la fel. Da, da, vezi, ăsta ții minte de data trecută, să nu-i mai punem atât de mult, că după aia se aprinde senzorul ăla, știi, să-i punem, să nu-l punem până la limita maximă. Că se aprinde senzorul ăla în bord, că are overflow de ulei. Filtrul de aer e aici, sub calculatorul mașinii. Are calculatorul ca să respire mai bine, știi? Să-i dea aer la calculator să respire. Da. Da. Se grăzește așa mult. Și, păi, normal. Da. Se încinge ăsta și de-aia au pus calculatorul aici, la priza de aer, da. Ca să se răcească. Ia uite, bă, ce curat e și frumos. Da, mă, că e curat. Ia. Lasă-l, mă, tot pe ăsta. Are frunze până el, n-are. Nu, mă. De, are bun, da. A, mă, că e curat, ce, bagă-l înapoi, îl scut, îl suflăm cu aer și merge. Hai, mă, schimbă-l, Ioane, ce-i? Cum? Fac mișto, cum să, nu vezi, e, nu e așa murdar, oricum. Da, anul trecut, când l-am schimbat. Păi da, e, da, anul trecut, dar nu poți să-l lași, că e, are particule de alea fine de praf care îl, na, nu poți. Merge și suflat cu aer, dar nu ne zgârcim acum la un filtru de aer. Cât a fost filtrul de aer? Ia să vedem factură de filtru de aer. Filtrul de aer a fost aer filter. 8 lire. 8 lire, ne zgârcim la 8 lire acum la câte averi, câte mii de euro câștigăm noi pe lună. Ușor cu miile de euro. Deci tragi linie mai... Are câte are? 6 șuruburi în stea, a? Da, că nu e greu de schimbat. Vezi, puteam să-l schimb și în fața casei. Ce era? 10.000 de lire amendă, mare șmecherie. Nu, aia dacă faci și... Dacă faci pată de ulei. Dacă faci... Pată de ulei, poluezi mediu. Da. Solul. Dacă faci pată de ulei... Banul, când mă șeam la clienții acasă, da? Am făcut la un Whistler și am făcut distribuție. Și în fața casei? În fața casei. Era da. Mobil. Mopar mecanic? Da, cu vană. Și mi-a... A venit de la consil și m-a verificat. Nu știu, am terminat treaba. Mi-a zis, ai verificat treaba? Da. Ai terminat treaba? Da. Și a venit și s-a uitat pe tot. În canalizare, pe... S-a uitat peste tot, să da. Vadă să nu arunci. Da, să nu fie aruncat. Întrebat, unde ții alea? În ce faci disposal? Și am arătat. Aveam un van pentru antigel și pentru ulei. Da, da, da. Disposal. Le treceai sau le scurgeai acolo? Nu contează. Aveam tav, aveam tot ce trebuie. Da. Mare noroc, mare noroc că ai avut că n-ai aruncat atunci nimic. Nu, și n-aruncam, nu. Uite, asta e cheia de la filtru de motorină. Așa arată. Se intră pe filtru frumos, bagi aici piuliță și... Ai forță să-l desfaci. Că altfel te cam chinui o leacă. Știi că te-ai chinuit un pic cu aia, cu lanțul, cu cureaua, cu... Cu cureaua am zis. Cu cureaua. Nu, ai încercat, dar n-a mers. Patina. Și am ajuns la operațiunea filtru de polen, filtru de cabină, nu? Sau cum se cheamă, în termeni tehnici. Ăla din cauza căruia să aburesc geamurile pe interior. Un an. Un an. A. A? E, o fi vreo diferență să o raburi geamurile înăuntru?
din cauza lui sau nu? Și are sens. Da, are sens. Ce înseamnă uleiul neschimbat la timp? Ia uite ce mizerie negreală aici s-a adunat în motor. Aici, vezi? Aici acolo. E tot spartă. Da, acolo e mizeria din motor. Da, pentru că lumea n-a schimbat. Spartă, da? Pentru că lumea n-a schimbat uleiul la timp și a stricat motorul. Și ăsta e un motor stricat. Îl mai repar pe ăsta, Ștefan? Mai ai ce face cu el? Dacă vrei, îl repar, dar nu merită. Ce motor e ăsta? De Astra 1.6 Twinport. Twinport benzină. Cele mai cu probleme mașini. Deci eu n-am văzut, n-am auzit de una din ele care să n-aibă probleme la Twinport. Îți spun eu că motorul ăsta e mai valoros așa, nereparat, să se joace copilul și să învețe mecanică, e mai valoros decât dacă îl repari, să-l pui pe mașină. Serios, desface motorul, îl facem bucăți, da? Și îl reparăm. Tu îl repari, da? Eu dau pe ăsta apă pe el, da? După aia, da, da, la sfârșit de tot. Vezi cum boxii acolo nu atingi. Da, uite, mașina ta de poliție, a, pui și ruburile acolo, da? Da, să nu atingi, este ulei pe ăsta. Am înțeles, gata, nu ating. Mersi frumos! Mersi, spor la treabă, Doamne ajută! Și gata, am reușit, am ajuns acasă, 2 ore de stat la service și concluzia este 75 de lire au fost 8 litri de ulei, din care am folosit 6 litri, 2 litri au mai rămas de completare sau pentru schimbul următor, data viitoare nu mai cumpăr 8, cumpăr doar 4 litri. Iar filtrele, toate filtrele, filtrul de motorină, filtrul de aer, filtrul de ulei și filtrul de polen, au fost 55 de lire. Plus manopera mecanicului 60 de lire, avem un total de, spuneți voi, e mult, e puțin, voi ce credeți? Ținând cont că uleiul la mașină, la Volvo, se schimbă la 30.000 de kilometri sau 16.000 de mile. Voi ce părere aveți? A fost mult? A fost puțin? Lăsați jos în comentarii părerea voastră. Și ce vreau să vă mai spun, dacă eu schimbam uleiul în fața casei și mă vedea un vecin că schimb uleiul în fața casei și că cumva, Doamne ferește, curgea ulei pe asfalt sau pe jos, eram pasibil de 10.000 de lire amendă din partea gărzii de mediu de aici din Anglia și plus că vecinii mă dădeau afară din sat. Garantat, vă spun. Deci, până data viitoare, vă spun la revedere, pa, pa, și nu uitați să vă abonați, dați like și clonțopelul, nu știu unde, clopoțelul, apăsați clopoțelul, clopoțelul, clopoțelul.